În baza contractului de finanțare semnat de ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo și de primarul Mircea Gutău, primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea primește 4.112.335,59 de lei pentru cofinanțarea lucrărilor de învelopare termică a 8 blocuri de locuințe. Investiția este bugetată începând cu anul viitor, iar imobilele care vor fi reabilitate termic sunt bloc 1 Olchim, strada Mihai Viteazu, numărul 45, bloc 2 Olchim, alea Ciocârliei, numărul 4, bloc 90, strada Mărășești, numărul 11, bloc C10, strada Mihai Eminescu, numărul 41, bloc de 22, strada Carol I, numărul 39, bloc P3, strada Zorilor, numărul 1, bloc G225, bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 41 și bloc G50, bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 45. În baza programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe derulat conform ordonanței de urgență numărul 18/2009, primăria municipiului are deja fonduri contractate pentru reabilitarea termică a 7 blocuri din zona centrală, din Troianu și din Ostroveni.